Bună și ne-am găsit la nou video clip la mine pe canal. N-aveți idee de câte ori am filmat intro-ul ăsta, nici nu mai stau să vă mai zic. Clipul de azi este un clip cu Sabina Recomandă și vorbim despre parfumuri. Motivul pentru care m-am bâlbâit atât de mult până am făcut acest intro este faptul că în continuare camera mea este un pic cu probleme. Nu mă pot vedea în ecran. Ecranul meu se ține de corpul camerei prin două elastice transparente. Mulțumesc, H&M. Și da, mi-e foarte greu, chiar dacă am oglinda în față și mă văd cât de cât, nu am acea siguranță că totul este bine, așa că da. Sunt așa un pic, mă văd, nu e bine, da, aoleu, ce se întâmplă, sunt în cadru, dar trecem noi și peste asta, nu despre asta vorbim azi, dar înainte de a trece la subiectul principal, vreau să vă zic ce port pe buze și port un gloss. N-am mai purtat de foarte multe ori, de foarte mult timp am vrut să zic un gloss și am zis că e momentul. Ăsta este de la Pretty Vulgar, în nuanța My Lips Are Sealed. Și este foarte drăguț. Îmi place foarte mult ambalajul. Este așa un fel de bronzy, copper, whatever. E o culoare foarte interesantă pe care nu aveam în colecție, dar gata. Trecem peste asta, trecem la subiect, la parfumuri. Vreau să vorbim despre 5 recomandări de parfumuri pentru sezonul rece. Mi-am notat totul în agenda mea. Asta este noua mea agenda, Samsung YouTube Premium, este de când am fost la Scream Your Dream, îmi place foarte mult și aici mi-am notat, pentru că data asta am zis să fiu profi și mi-am notat notele la fiecare parfum în parte și am încercuit notele care sunt principale, cam în care se regăsesc cam în toate parfumurile, pentru că am observat, eu mi-am făcut research-ul pe fragrantica.com și am observat că multe dintre parfumurile pe care le am au niște note în compoziție care se tot repetă de-a lungul celor 5 parfumuri și gata, să trecem la treabă. Primul parfum despre care vreau să vorbesc este preferatul meu all time, deci îmi doresc parfumul ăsta, n-aveți idee de când, pur și simplu îl ador, îl simt pe oricine îl poartă, îl recunosc dintr-o mie, este parfumul meu semnătură, îl ador, doar că eu sunt genul de persoană care nu prea se îndură să dea banii pe parfumul, adică mai mult de 70-80 de lei, nu cred că am mai niciodată eu să-mi cumpăr eu un parfum, pentru că nu știu, nu sunt eu așa super mare fană parfumuri, dar pe acesta am primit de Crăciun. Dacă vreți să vedeți ce am primit de Crăciun, o să vă las un link pe aici pe sus. Și da, acesta este parfumul, se numește La Vie Belle, face parte din categoria floral fructat gourmand și ca note de vârf are coacăze negre și pară, de mijloc stânjenel, iasomie, floare de portocal, iar de bază paciuli, boabe de tonka, vanilie, praline. Deci, pur și simplu, la drum, mi se pare un parfum atât de elegant, atât de gurmand, cum spune și numele. Miroase foarte bine, este genul de parfum care pe mine se păstrează mirosul foarte mult timp și pe haine, mai ales pe haine, nici nu vă mai zic eu oricum. Am o mică problemă cu parfumurile, nu prea suport să le dau pe gât pentru că mă irită, multe dintre ele mă irită, așa că mă dau mai mult pe haine. Însă pe acesta l-am dat și pe piele, pe gât și nu am pățit nimic. E minunat, pur și simplu îl ador. Următorul pe care l-am pus eu aici pe listă este acesta de la Douglas, se numește Spicy Charm și face parte din categoria fructată. Am folosit ceva din el, l-am de un an, l-am primit chiar anul trecut acum 2 ani, de Crăciun am făcut un Secret Santa și l-am primit atunci. Haideți să vă zic și acesta ce note are. Conține bergamotă, grefă, portocală, piersică, ca și note de vârf.
Iasomie, trandafir, stânjenel, paciuli, cașnată de mijloc și mosc, alb, ambră, cedru și vanilie. La fel, mi se pare ceva, nu știu, mie îmi plac foarte mult parfumurile elegante, dulci, puternice, care să se simtă, frate. Ăsta așa este, doar că nu e genul de parfum care să persiste. Cel puțin pe mine nu persistă foarte mult, îmi place care așa detaliile astea cu mov, pentru că știți că mie îmi place foarte mult movul. Eu am acest parfum în varianta de 50 de mililitri, iar cel de la Lancome e, cred că, varianta de 30 de mililitri. Stați să vedem. Da, 30 de mililitri. Acesta are 50. Vedeți că am folosit ceva din el, dar mai mult, v-am zis, toamna-iarna merge acest parfum. Următorul îmi place foarte mult. Ce scuze. Următorul parfum despre care vreau să vorbesc este o bijuterie. Pur și simplu arată... N-am cuvinte, arată divin. E superb, superb. Pur și simplu... Nu știu. Mi-ar plăcea să am ceva așa, gen în care să îl țină, un suport. Parfumul se numește Killer Queen. Și este parfumul lui Katy Perry. Oh, Doamne! Acesta este un parfum floral fructat gurmand, la fel ca și la Vie Belding. Ce se pare? Conține prune, bergamotă, fructe de pădure, cașnote de vârf, cașnote de mijloc, iasomie, sambac, frangipani, creasta cocoșului, what the fuck? Adică creasta cocoșului. În fine, și cașnote de bază, pralină, cașmeran și portocală. Eu nu sunt genul de persoană care se descrie foarte bine un parfum. Sunt persoana care mai funcționează chestia asta. De-aia m-am gândit că ar fi mai bine dacă v-aș citi de pe Fragrantica. Miroase foarte bine. Eu l-am primit de la prima mea, Elisa, din America. Îi mulțumesc foarte mult. Mi se pare superbă sticla. Deci acum observ că are două pisici cu două inimi are sus aici. Nu știu dacă o să îmi focalizeze, pentru că acum... Am zis că am probleme cu focalizarea, având în vedere că nu văd ceea ce vă arăt, dar da, îmi place foarte mult. Iar următorul este de la Oriflame și are o formă foarte ciudată. Mă duce cu gândul la un toc, din cauza chestii este super ascuțite. Este un parfum oriental condimentat, se numește Love Potion, conține ghimbir și ronca și note de vârf, vanilie, mandarine, cacao, cafea și crin, ca și note de mijloc. Crinii nu-mi plac de obicei, dar uite că în parfumul ăsta nu se simt. Și lemn de santal, bobe de tun, ca și ciocolată, ca și note de bază. La fel, un parfum foarte elegant, foarte dulce, foarte feminin, de seară l-aș considera, dar eu îl port oricând, nu țin cont. Chestia cu el este că nu persistă foarte bine pe pielea mea, nici pe haine nu pot să zic că mă dă gata, dar este un parfum pe care eu mi-l doream de foarte mult timp și până la urmă am zis că hai că îl cumpăr. Îl găsiți la diverse prețuri în catalogele Oriflame. Eu l-am luat când a fost 50 de lei, parcă. Și eu zic că it's a good bargain. Apoi, ultimul parfum pe care vreau să vi-l recomand și să știți că asta nu este ordine după cât de mult îmi place un parfum sau așa. Bine, în afară faptului că l-am pus pe celălalt la Viebel primul, pentru că chiar e pe fratul meu. Dar în rest nu au ordine anume. Ok, trecem la Avon Faraway Glamour. Acesta este un parfum oriental cu note de piper roz, coacăze negre, grefă, apoi iris, floare de portocal, vanilie de Madagascar și mosc negru și paciuli. Arată așa, miroase foarte bine. Eu m-am îndrăgostit de el. Are ceva care îmi place foarte mult, ceva foarte, foarte dulce și jucăuș așa.
Eu țin minte parfumul Faraway, cel original, cel pe roz, parcă era. Eu nu cred în chestia aia că dacă e vară trebuie să porți parfumuri florale, fructate, dacă e toamnă, iarna, trebuie să porți vanilie, ciocolată, chestii dulci. Eu port ceea ce îmi place și asta vă recomand și vouă, indiferent de sezon, atât timp cât nu-i omor din, pe cei din jurul meu cu mirosul meu, eu zic că e bine ceea ce fac. Și m-am gândit că poate sunt și persoane printre voi care cărora le plac parfumurile și poartă parfumuri dulci doar pe perioada iernii, iar în special pentru acele persoane este acest clip, dar v-am zis, nu contează, eu nu prea țin cont de trenduri, port ce îmi place și astea sunt recomandările mele. Dacă v-a plăcut clipul, nu uitați să-i dați un mare like, un comentariu, să vă abonați, să apăsați pe clopoțel pentru că este foarte important să fiți notificați atunci când postez, iar până la următorul videoclip, să ați zis superbă, v-am pat! Bam!